Noi mergem la fermă, pentru că dacă este vineri, în ferma Un nou început, am avut parte de o nouă săptămână fierbinte. Ați văzut dumneavoastră ce s-a întâmplat. Brigitte și-a făcut un nou prieten, Pastramă și-a făcut o nouă iubită. Viața e frumoasă acolo. Amândoi și-au făcut noi dușmani, mai ales pe cei doi foști iubiți de acasă, pe Cornel și la Luca, ați văzut ieri la emisiune. În fine, despre toate astea vom vorbi acum cu cineva care cunoaște foarte bine ce se întâmplă la ferma Un nou început. Așadar, Cream este alături de noi. Claudia! Putem continua melodia, vă rugăm frumos, pentru această dansă superbă. Bună, fermierul meu favorit. Cine, eu sunt? Da. Mamă, dacă eram în fermă, mă puneai și pe mine fermier șef sau eram servitor, ce eram? Te puneam fermier șef, dacă erai drăguț cu mine, dacă nu, nu. Bă, vezi că eu știu să fac și eu ca... Aia, da. Ce faceți? Bine, ai văzut ce s-a întâmplat săptămâna asta la ferma Un nou început? Am văzut... A fost fierbinte săptămâna asta. Și, dar aș vrea să revăd împreună cu tine. Ai vrea să revezi? Da. Da, las că ne mai uităm așa la imagini, mă rog, la ora asta nici nu putem să arătăm chiar tot, înțelegi ce zic? Da. S-au întâmplat, mă, gata, e pe față. Deci Pastramă cu Brigitte, love. Da. Bă, casă de piatră, să le dea Dumnezeu sănătate. Au venit aici? Da, Cornel și era Luca. Vălele, și ce s-a întâmplat? Ei au aflat de la televizor, bă, nene, că oamenii ăștia s-au întrebat. Și noi am aflat de la televizor. Da, dar s-a întâmplat. Da. Dar tu zici mai dacă tu rămâneai infirmă, poate Pastramă te cucerea pe tine. Hai, lasă-mă. Nu că eu sunt vegetariană. N-avea nicio șansă. Dar dacă ai fi rămas în fermă, să zicem, cine crezi că avea șanse să-ți alunge singurătatea? Păi Diana Belbiță, prietena mea. Cine? Mă rog, e permis tot acum, nu? Ce prostie. Da, da. Nu, dar eu m-am apropiat foarte mult de rengle care plecase. Marius ia lui Belbi, Remus era prieten cu noi toți. Da. Deci ne-am alinat așa durerea, singurătatea unul celuilalt. Dar oricum nu prea aveai timp să te plictisești acolo, adică... Nu aveai cum să te plictisești. Nu, cu păi Jorge, nu, cineva te... Că Jorge, am văzut că a fost prietenul tău pe perioada desfășurării acestui show. A fost cel mai bun, cea mai bună prietena mea a fost Georgeta. De ce zici, mă, așa, Georgeta? Prietena mea care și-a făcut coming out-ul, a spus că este lesbiană și sunt foarte mândră de ea, pentru că eu sunt o susținătoare a comunității LGBTQ și... Dar tu, dar tu cu Jorge, vezi că ai avut tot felul de meciuri, de conflicte. Da, mă, dar nu e nimic deep, adică mie îmi place de om, e ok. E, da, da, mă, zic, da, mă, dacă îți place, eu zic că ar fi, fii atent. Vreau să-ți fac această plăcere. Ce faci? Iar vrei să-l suni? Ce? Vrei să-l suni? Nu vreau să-l sun, draga mea, fii atentă, pot mai mult de atâta. Nu mă subestima. În această după-amiază, la emisiunea noastră, vine Jorge să-mi cânte. Avem o surpriză pentru tine. Firește, te invit aici. Cineva se află în spatele ușii. Despre cine poate fi vorba? Vrei să o strig? Încearcă. Nu, deci nu pe bune, deci chiar la... Strigă-l. Vine Brigitte. Nu, mă, Brigitte e cu Pastramă. Pastramă, vine. Păi e cu Brigitte. Păi că vrei să mă combini. Prietenul tău, Jorge, e aici. Georgeta! Nu vine nimeni ca noi. Ai, mă, deci nu vine să cred. Ce-ai zis, mă? Nici mie nu vine să cred, mă, că iată, ți-am zis până la urmă, o să vă întâlniți voi mai devreme sau mai târziu. Băi, vezi că are bagajul meu, să nu-l arunci, să nu facă ceva. O să-l arunci pe scări, dacă ți-a zis. Vă salut, mă. N-am vrut să-l scap. Băi, ce nemernic, vezi că e scump bagajul. E scump? E din ăla scump? Da, e din ăla scump. Ce faci, mă, Jorge? Uite, ți-o prezint pe Claudia. Să nu te vad. Vezi că dacă pe bune, dacă păți ceva, mi-l plătești. Fără catering. Da, să mor eu dacă mă Deci s-a îndoit pe bune. Da, mă, ne luăm noi de la fiarele astea. Lasă-mă că la câți bani ai făcut la fermă. Da, exact. Hai bani să-ți dau. Merge, să mor dacă... Dă-i cu ciocanul ăsta. Deci nu e catering, că dacă mi l-ai stricat mă supăr. Hai mă, că n-am vrut. Să mor eu, a căzut. Mi-a scăpat, a fost un mic accident, ne luăm din asta. De emoții mi-au tras la palmele. Doamnelor și domnilor, așa arată o țărancă. Aș vrea să vă transmit ceva foarte intens. De chiar ai rupt ăsta, jur? Nu l-am rupt, mă. Lasă-l. Deci aș vrea să vă transmit toate îmbrățișările și toți pupicii de la Georgeta. Da. Această doamnă care nesimțită a gătit în continuu în fermă. Da. Și am venit să-i fac cadou acest șorț Cameliei. Că nu e așa zice mie. Camelia are și ea Camelia. Eu nu mai să stau lângă ea? Te rog frumos. Vezi că miroșa mâncare, sigur. Sunt curios ce are în bagaj, adică... Băi, nu fi porc, ai mă! Hai mă, ce are dacă ne uităm și noi ce ai în bagaj? Nu fi scroafă, de fapt, dispari. Deci cam așa au discutat ei în fermă, oameni buni. Dar atunci acolo erau pe câmp, totuși aici suntem într-un platou de televiziune. Să ne revenim. Lasă că vorbesc eu cu Ramona. Sunt și scroafă, îți dai seama. Bun, bă, ați venit la televizor, m-ați ieșit din pustietate, reveniți-vă. Luați un loc aici. Perfect. Gata, uite. Așa. Dar jucați-o pe asta, că sunteți pacifiști, sunteți prieteni. Dar eu sunt cea mai pacifistă. Suntem prieteni? Nu, dar eu sunt pacifistă. Deci să vă zicem ce s-a întâmplat astăzi. Zburam amândoi frumos către casă, dintr-o destinație din România. Universul a zis, băi, atâlniți-vă mă, voi tâmpiților, într-un aeroport. Și ne-am întâlnit eu și cu Camelia, aici de față, în aeroport. Am făcut o poză, entuziasmul ei... Băi, dar nu știe nimeni gluma Camelia. Lasă-mă că o explicăm mai încolo, Și la un moment dat, ea îmi zice, bă, stopă, nu pune poza asta pe Facebook. Și zic, băi, ești ok psihic? Și ea, da, sunt ok psihic. Și mă rog, am început așa o semi-împăcare, dar nu a ieșit prea tare. Deci acum s-a adus măcar că ai rupt și geanta. Da, băi, chiar îmi cer scuze, am scăpat de emoții. S-a văzut că ai scăpat. De emoții mi-a transpirat palma. Nu-i nimică, îmi cumpere alta. Și fac poză cu ea, facem poză, zic, nu o pun, mă. Și după aia zic, uite, mă, că suntem drăguți. Dacă intrați pe Instagram-ul meu și vă uitați la poza aia, o să vedeți entuziasmul Claudiei. Este debordant. Este super fericită că m-am întâlnit. Și am făcut o poză așa. Așa faci reclamă doar la Instagram-ul tău, Georgeta. Păi de acolo se intre și la tine. Eu sunt Claudia Pavel oficial, deci, da? Deci v-ați rupt în ferma aia. Deci noi ne știm de 15 ani. Și v-a luat Dumnezeu mințile în fermă? Bă, așa cum m-am certat cu Claudia acolo în fermă, nu m-am certat cu nimeni niciodată. Pe bună? Da, nici eu. Hai de capul meu, ce aveam mă cu mine? Nu știu ce aveam. Mă făcea în toate felurile. Adică? Ce ai avut mă cu mine? Dar tu ce ai avut mă cu mine? Păi nu făceai mă nimic. Vezi, băi, incredibil. Deci omul vine pe împăcare, dar tot pe haterală. Deci n-ai cum cu Georgeta. Dar adică nu făcea nimic, era puturoasă? Da, spune-ne în această emisiune. Zici că nu făcea nimic, că nu făcea nimic. Puturoasă e chiar un cuvânt scârbos. Făcea, nu. Era leneșă. Deci crede-mă că toți munceau de dimineața până seara. Doar că ăștia erau invidioși pe mine, că sunt frumoasă și deșteaptă și de vreme acasă și trebuia să zică... Dacă în emisiunea asta ne și pui să ne pupăm, nu știu când... Să vă pupați? Ce să facem? Dacă ne pui să ne și pupăm, să ne dăm păcare și astea, să știi că nu... Păi nu mă, că eu nu mă pup cu fete. Dar de unde mă zis tu că Georgeta? Băi, pentru că eu stăteam în bucătărie și găteam. Mie, nu știu, mi-am găsit eu loc în bucătărie în fermă, pentru că toți trebuia să mâncăm, toți trebuia să mâncăm. Și la un moment dat, nu știu cum, Brigitte a văzut că eu în prima dimineață m-am trezit și am făcut o ciorbă și gata, Jorge știe să gătească, pune-l pe ăsta la bucătărie. Și m-a pus pe mine servitor. Și am stat și am gătit o săptămână. Păi nu, dar ție ți-a dat voie să fii în bucătărie, Brigitte? Da. Erau foarte multe sarcini. A fost monopol. Foarte, foarte multe sarcini de făcut în fiecare săptămână în fermă. Era bine la bucătărie, mai și gustai, mai și asta. Nu-ți venea să mănânci, pentru că era mirosul ăla în continuu, ore în șir. Și mai fă focul, mai du-te acolo, ieși acolo. Dar ai slăbit, nu? Și tu? Dar de ce nu v-ați înțeles voi doi? Că asta spuneai, vă știți de 15 ani și niciodată n-ați avut discuții, probleme. Nu, s-am prietenit cu Brigitte și cu Moroș și aia a fost ce să mai... Stai puțin, eu nu m-am prietenit cu Brigitte. Brigitte, pentru că ea a fost prima săptămână, ea a fost fermier și a văzut că eu știu să gătesc. Ea m-a pus pe mine, gen să mă protejeze, m-a pus servitor. Și ceilalți au interpretat că eu sunt prieten cu Brigitte. Înțelegi? Pentru că ea era fermier. Și eu de acolo, cum am început să fiu îngropat de toți, m-au chilărit, m-au omorât, m-au făcut toate felurile. Dar nu mă așteptam la Claudia, adică Claudia și când a mai venit aici la noi. Bă, nici eu nu mă așteptam de la ea. Ea, pată drăguță, dar se scoate... Sigur, n-am vorbit frumos despre el? Nu. Cum n-am vorbit? vorbim, mă, frumos despre el. N-am zis că l-ai făcut în toate felurile. Hai, mă, cum ai făcut? Aici, pe canapeaua asta? Pe canapeaua, când am vrut să-l bag prin telefon, nici n-ai vrut. Băi, voi faceți front comun acum? Nu, mă, dar ăsta e adevărul. Avem imagini. Cătălina? Suntem misogini. Băi, imediat când îți convine ceva, imediat repede ne face, să atace. O bagă pe asta, da. Da, repede, dacă mai rămâneam până în fermă, bătea Brigitte, de nu mai știa de ea. Băi, nu cred că Nu cred. Băi, eu nu, să știi că am picioare lungi și fug prima la bătaie, nu? Până la urmă, deci v-ați împăcat, da? Băi, da, oarecum, nici nu prea am fost așa certați. Hai că-ți dau un microfon în cap acum. Da, domne, n-avem nimic unul cu celălalt. Să se pupe. Da, mă, n-avem. Fermierii. Nu, stai, nu-i momentul încă. Stai, mai stai un pic. Băi, stai, mă. Băi, deci dacă rămâne... Deci cum te provocatoare, mă? E agitatoare. Agitatoare. Sunt prietenă, mă, cu nevastă sa, da. Ne știm, mă, ne știm de ani de zile și... dacă mai pui la mine în brațe, îți dai seama că ți-arunc basca aia. Vezi că mi-ai stricat bagajul. Cât poate să coste, mă, bagajul ăla? E săracul, e și de 14 ani. Uite-te la el cum arată. Serios? Ai văzut ce firmă e? Cât poate să coste, mă? La acum? Mi-l cumperi. Cât poate să coste? Mi-l cumperi, zi, promite. După 15 ani. Îmi cumperi un bagaj? Ce, mă, n-ai găsit pe unul care să-ți cumpere un bagaj și mă pui pe mine? Păi eu muncesc, mă, pentru banii mei. Tu mi l-ai stricat. Eu zic să vă luați bagajul, să vă duceți, bănele, liniștiți în weekendul ăsta. Deci căutați-l pe Jorge pe Instagram, pe Claudia Pavel pe Instagram. Da, eu vreau în 3. Bă, nu mă bag la asta. Mă bucur că ați venit aici și ce se va întâmpla la fermă o să vedem. Pentru că se întâmplă niște lucruri interesante. Da, mă, am zis ce se întâmplă în fermă. Rămâne în fermă. Se vede pe televizor. Pe obraz, nu. Așa ca fetele, hai, te pup. Te pup, mersi mult de tot. Ai, al tău, scuze-mă, ia-l. Ia-l, surioară, ia-l. Scrie Claudia pe el. Hai, pa, vă iubesc, pa.